am privit împreună la cartea Obadia și în această seară vrem să concluzionăm cel puțin meditația noastră împreună aici în biserică asupra acestui text. De fapt, vrem doar să punctăm concluzia acestei cărți și să continuăm ceea ce am început dimineață, ca după aia să continuăm fiecare dintre noi și să studiem în continuare, în particular cu familiile noastre, această carte și să prindem curaj ca să vedem că chiar un studiu sumar a unei cărți, a unui text din Biblie, poate ca să fie o binecuvântare deosebită pentru noi, pentru sufletele noastre. Dimineața am încheiat zicând că mesajul acestei judecăți, care îl vedem în cartea Obadia, vizează nu doar poporul acesta al edomiților, ci mesajul este unul care vizează de fapt toată lumea, pentru că avem un Dumnezeu suveran și un Dumnezeu care este drept și o lume care este vinovată. Și această vinovăție este de la indiviz până la națiuni. Toți stăm vinovați și judecați înaintea unui Dumnezeu drept și înaintea unui Dumnezeu suveran, care judecă și va judeca popoarele și ne va judeca pe fiecare dintre noi. Și această veste a unei judecăți este una terifiantă pentru noi, este una terifiantă pentru această lume nedreaptă. Într-un fel, poate fi privită într-adevăr ca și o veste bună, pentru că înțelegem că până la urmă toată suferința se va sfârși. Și atunci când te afli în postura de a fi de victimă, atunci când ești în mijlocul suferinței, realitatea că există un Dumnezeu care va pune capăt la suferință, care va pune capăt la nedreptate, sună a fi o veste bună. Și într-un fel este o veste bună. Faptul că toată nedreptatea, toată suferința, toată asuprirea, faptul că orice încărcare a legii lui Dumnezeu va fi anihilată de Dumnezeu, va fi distrusă. Ele nu vor mai exista, aceste suferințe, aceste poveri. Vor fi pedepsite de un Dumnezeu suveran și drept și faptul că această judecată nu vizează, această restaurare, nu vizează doar un singur popor, ci vizează întreaga creație a lui Dumnezeu. Și versul 15, unde ne-am oprit dimineață, ne spune acest lucru, că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Ziua aceasta de judecată, această sintagmă, ziua Domnului, se referă la o zi de judecată. Așa cum am învățat împreună cu fratele Andrei, ziua Domnului este folosită în diverse feluri în Scriptură. Este folosită pentru zile de judecată, să le numim așa, minore, da? Sau zile de judecată temporale, care se întâmplă aici și acum. Și se referă în același timp la acea ultimă zi de judecată, când istoria se va sfârși, când Dumnezeu va judeca lumea aceasta și va pune capăt la orice încălcare a legii lui Dumnezeu, la orice suferință, la orice nedreptate, acea zi mare și terifiantă a lui Dumnezeu. Și dintr-o oarecare perspectivă, această veste, că vine o zi de reglementare, de judecare, de rectificare, care vizează toate popoarele, toată creația, dintr-o oarecare perspectivă, această veste pare să fie o veste bună. Faptul că nedreptatea cu care ne confruntăm astăzi nu este veșnică, faptul că suferințele noastre nu sunt veșnice, faptul că asuprirea noastră nu este veșnică. Problema este că tot în versetul 15 ne spune felul în care această judecată va fi aplicată. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Întrebarea este, care sunt faptele noastre? Care este contribuția noastră în această lume, în mod obiectiv vorbind? Fiecare dintre noi se consideră o victimă.
Fiecare dintre noi se consideră că suntem cei nedreptățiți și fiecare dintre noi așteaptă judecata lui Dumnezeu asupra altora. Problema este că aceea judecată care va veni asupra altora, asupra neamurilor, asupra popoarelor, va veni și asupra noastră. Și vom fi judecat după faptele noastre. Se va întoarce asupra capului nostru ceea ce am fost și ceea ce am contribuit în această lume. Vedeți, dacă vestea bună este că toată nedreptatea, tot ceea ce produce suferință, tot ceea ce nu este conform legii lui Dumnezeu va fi judecat și va fi distrus și pedepsit de Dumnezeu, vestea proastă este că eu și cu tine suntem nedrepți. Eu și cu tine suntem dintre cei care rănim pe alții. Suntem dintre cei care nedreptățim pe alții. Suntem dintre cei care am tratat cu indiferență. Suntem dintre cei care am avut mândrie în inima noastră și ne-am îngânfat față de suferințele semenilor noștri. Adevărul este că eu și cu tine suntem responsabili pentru suferința din această lume. Este foarte ușor să te retragi și să zici: lumea aceasta este plină de suferință, lumea aceasta este plină de nedreptate și aștept ca Domnul să-mi facă mie dreptate și să-mi șteargă mie lacrimile și să-mi rezolve suferința mea, fără să realizez că tu și cu mine suntem cauza nedreptății. Suntem cei care producem suferința. De aceea Sfânta Scriptură și Domnul Iisus ne arată că esența aceasta de nedreptate, de păcat, de producător de durere, este în inima fiecăruia și Domnul Iisus Hristos spune că nu doar cei care înfăptuiesc nedreptatea și suferința de cel mai înalt rang, cum ar fi ucigașii, sunt vinovați pentru lumea în care trăim. Dar cei care stau și privesc cu ură față de frații lor au în inima lor aceeași sămânță de păcat care o are ucigașul. Și când stai să te gândești că aceeași sămânță păcătoasă, aceeași fire păcătoasă există în tine și analizezi viața ta, realizezi că și tu ai cauzat, poate în diferite feluri, suferință cum cauzează un criminal, cum cauzează un ucigaș. Dumnezeu este drept și noi nu suntem drepți. Dumnezeu va rezolva problema suferinței și noi suntem cei care provocăm suferința. Dumnezeu va rezolva problema mândriei și noi suntem cei care suntem mândri. Noi suntem cei care vom fi judecați de Dumnezeu. Și această veste, că există un Dumnezeu drept și un Dumnezeu suveran, privită prin optica realității că noi suntem cauza suferinței, că noi suntem cauza nedreptății, este cea mai terifiantă veste care o putem primi. Ziceam dimineață că această carte poate fi analizată pe diverse paliere, pe diverse nivele. Pe un nivel este vorba despre două popoare. Pe un alt nivel am văzut că este vorba de doi frați, de Iacov și de Esau. Am văzut în același timp că este o problemă tipologică aici, că Iacov și Esau reprezintă în planul lui Dumnezeu un drama aceasta care se desfășoară în universul nostru, reprezintă două categorii de oameni. Aceste popoare, Israel și Edom, reprezintă două popoare, poporul lui Dumnezeu și poporul care reprezintă lumea aceasta și reprezintă pe cel rău și reprezintă mânia lui Dumnezeu care se revarsă peste acest pământ. Și într-un fel este vorba despre două judecăți a lui Dumnezeu asupra acestor două popoare și asupra acestor două tipologii de popoare. Pe de o parte avem pe Israel, și nu știu dacă ați observat, dar judecata lui Dumnezeu împotriva lui Edom se proclamă în timp ce judecata lui Dumnezeu împotriva lui Israel este în derulare. Israel se află în momentele în care această judecată este profețită, se află sub propria lui judecată din partea lui Dumnezeu, da? De aceea în versetul 16 ni se spune: căci după cum ați băut paharul mâniei voi, cei de pe muntele cel sfânt. Stai un pic, nu este vorba aici
despre judecata lui Dumnezeu asupra Edomului, cei care au asuprit pe Israel, cei care au profitat de necazul lui Israel. Ba da, dar necazul lui Israel ce era? Era revărsarea judecății lui Dumnezeu asupra poporului său. De ce a fost dus poporul Israel în această captivitate babiloniană? Biblia ne arată că Dumnezeu i-a dus în captivitatea babiloniană pentru că au încălcat legea lui Dumnezeu. În special pentru că s-au făcut vinovați de idolatrie. S-au închinat la Dumnezei străini și s-au întors fața de la Dumnezeul adevărat. Și în aceste momente, ei se află sub consecințele acestor fapte și acestor încălcări ale judecății lui Dumnezeu. Și este pe fundalul acesta al poporului Dumnezeu care este judecat de Dumnezeul adevărat, de Dumnezeul viu, că ne vorbește prorocul despre judecata care va veni peste poporul edomiților. Poporul edomiților este acest popor care am văzut dimineață este înrudit cu Israel, care provine din Esau și care se face vinovat de nedreptate, de mândrie, de ură împotriva poporului Dumnezeu. Și există o lecție aici pentru fiecare dintre noi despre felul în care trebuie noi să ne relaționăm față de cei care sunt loviți de Dumnezeu și pe drept judecați de Dumnezeu. Avem tendința aceasta ca să ne uităm la unii care sunt loviți de Dumnezeu, care evident sunt sub judecata lui Dumnezeu și să încercăm să contribuim și noi la acea judecată. De parcă am fi un fel de proxy al lui Dumnezeu. De parcă dacă oricum sunt sub judecata lui Dumnezeu, avem și noi voie să mergem să le dăm câteva picioare cât sunt la pământ. Și este o lecție pentru noi să înțelegem că faptul că Dumnezeu se judecă cu un om sau se judecă cu un popor, nu înseamnă că noi avem dreptul să ne judecăm cu acel om sau cu acel popor. Sau că noi avem dreptul ca să mergem și să rănim pe acea persoană. Noi nu avem niciun drept ca să fim făcători de răi, încercând ca să spunem că este cumva parte din planul lui Dumnezeu. Nu avem niciun drept ca să lovim chiar în cei răi care sunt loviți de Dumnezeu. Pentru că și noi am meritat aceeași dreaptă judecată. Și acest popor ale Domnului este judecat exact pentru această stare de păcătoșenie. Ei se uită la poporul Israel, care este evident sub judecata lui Dumnezeu, și în loc ca să compătimească, în loc ca să se uite cu milă, în loc ca să ajute, profită de această ocazie, se uită cu mândrie și reacționează cu răutate. Și totuși există o diferență între aceste două judecăți. Între judecata lui Dumnezeu, din acest pasaj care se revarsă față de poporul Israel, față de poporul lui Dumnezeu, față de copiii lui Dumnezeu, pentru că asta reprezintă poporul lui Dumnezeu, și judecata care se revarsă față de Edom, față de copiii mâniei, față de cei care sunt sortiți pierzării. Diferența este că una, și anume judecata care se revarsă peste Israel, este una temporară și este una restaurativă. Este una cu scopul de a restaura din starea în care ei se află. Și așa lucrează Dumnezeu față de copiii Lui. Dumnezeu lucrează față de noi, nu să ne pedepsească prin judecata Lui dreaptă față de noi în această situație. Dumnezeu nu este mânios pe noi în același fel în care este mânios pe cei din lume. Dumnezeu nu privește la păcatele noastre în același fel cum privește la păcatele celor din lume. Celor care se află în Hristos se află într-o stare deosebită, specială în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se folosește de judecățile Lui, care Biblia ne spune că trebuie să înceapă cu casa lui Dumnezeu, nu pentru distrugerea noastră, ci pentru restaurarea noastră. Asta este scopul lui Dumnezeu și vedem acest lucru pentru că cartea Obadia se termină în acest fel. Vedem restaurarea Israelului și vedem distrugerea totală a Edomului, anihilarea lui totală de pe fața pământului. Evident, nu toți din Israel au fost restaurați. Nu toți din Israel, din punctul acesta de vedere al conflictului cu Babilonul, au fost mântuiți de această nenorocire. Nu asta este scopul acestei tipologii.
ci să realizăm că Israelul reprezintă pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu și Edomul reprezintă pe cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Și că scopurile lui Dumnezeu, în felul în care tratează cu poporul lui ales, sunt diferite decât scopurile lui Dumnezeu în felul în care tratează cu cei care nu fac parte din poporul lui ales. Și acest principiu trebuie aplicat la viața noastră personală. Tipologic vorbind, profeția lui Obadia este despre mai mult decât doar aceste două popoare. Despre Edom și despre Israel. Tipologic vorbind, este vorba despre toate popoarele care pot fi puse în două categorii. Și anume, toți copiii lui Dumnezeu care sunt poporul răscumpărat al lui Dumnezeu și toți cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu, care sunt copiii mâniei, care sunt neamurile, care vor primi dreapta și eternă pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Despre asta este vorba și până la urmă despre asta ne vorbește cartea Obadia, despre soarta oricărui popor și mai ales oricărui om care se încadrează fiecare dintre noi într-unul dintre aceste două popoare. Ori faci parte din poporul lui Dumnezeu și suferințele din viacul acesta și încercările din viacul acesta au scop de restaurare, au scop de a confrunta păcatele din viața noastră, au scop de a lucra împreună spre binele tău. Ori faci parte din lume, din neamuri, din cei care sunt copii ai mâniei și judecățile de acum sunt doar o prevestire a judecății finale care va fi veșnică. În ziua de astăzi te confrunți din cuvântul lui Dumnezeu cu aceste două popoare și fiecare dintre noi face parte din unul dintre aceste popoare. Este inevitabil. Nu poți fi neutru, nu poți fi în afara situației, da? Nu poți ca să zici eu nu intru în acest conflict. Fiecare dintre noi face parte din unul dintre aceste popoare și fiecare dintre noi va fi judecat de Dumnezeu la fel cum aceste popoare sunt judecate de Dumnezeu. Apostolul Pavel, luând firul acestei tipologii din Obadia și de peste tot din Scriptură, acestor două popoare, acestor doi frați, Esau și Iacov, în Romani capitolul 9 adresează această problemă și aplică această tipologie la ceea ce înseamnă mântuirea noastră. Permiteți-mi să citesc o porțiune mai lungă din Romani capitolul 9, pentru că cu siguranță dacă vă citesc cuvintele Apostolului nu pot da greș, deci chiar dacă rămâneți doar cu cuvintele Apostolului Pavel și nimic din predica mea, plecați acasă mai bogați decât ați venit la biserică. Romani capitolul 9, de la versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Ce zice Pavel? Merge dincolo de problema de etnie. Merge dincolo de problema de naționalitate. Da? Israel este tipologic pentru ceea ce înseamnă poporul ales al lui Dumnezeu. Și nu toți cei care etnic au făcut parte din Israel sunt adevăratul Israel. Da? Pentru că ei sunt doar o închipuire a poporului ales al lui Dumnezeu cel veșnic. Ei au slujit ca și un simbol. Au fost aleși să reprezinte ceva. Dar există un popor ales al lui Dumnezeu care este Israelul cel spiritual. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca și sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuse nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. S-a zis Rebecei, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu?
Nici de cum. Mirarea din Romani, capitolul 9. Lumea citește în Romani, capitolul 9. Și când lumea se uită la această tipologie între Esau și Iacov, între poporul Israel și neamurile, între cei mântuiți și cei nemântuiți, reacția este exact reacția care o are interlocutorul lui Pavel. Nu cumva este Dumnezeu nedrept că pe unul l-a urât și pe altul l-a iubit? Și răspunsul este nu. Pentru că în primul rând apostolul Pavel ne arată că Dumnezeu face ceea ce vrea el cu creația lui și pentru că în al doilea rând mirarea nu este că pe unul l-a urât. Că Dumnezeu este îndreptățit și sfânt și bun să ne urească pe toți. Mirarea este că pe altul l-a iubit. Mirarea este că Dumnezeu a iubit vreun om vreodată. Toți în afară de Adam și Eva nu au meritat pentru un moment bunătatea lui Dumnezeu. Și Adam și Eva până la urmă au meritat-o doar pentru un moment. Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. De ce poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? De ce se poate îndura de cine vrea El? De ce poate avea milă de cine vrea El? De ce poate da dragoste față de cine vrea și față de cine nu vrea să nu o dea? Pentru două motive. Pentru că pe de o parte este Creatorul și El face cu creatura Lui, cu creația Lui, ce vrea El. Și pe de altă parte, pentru că dragostea Lui și mila Lui și bunătatea Lui nu sunt condiționate. Dragostea lui Dumnezeu nu este un fel de impozit care îl datorează față de omenire. El trebuie să ne-o dea. El trebuie ca să ne dea mila lui și dragostea lui și harul lui. Orice bunătate din partea lui Dumnezeu este har, este dar nemeritat din partea Creatorului nostru împotriva căruia noi ne-am răzvrătit. Împotriva căruia noi ne-am răzvrătit și pentru care ar trebui ca să murim și să suferim mânia lui veșnică. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Apropo, paranteză la ceea ce înseamnă interpretarea corectă biblică. Chiar ieri aveam o discuție cu mai mulți frați despre felul în care interpretăm Biblia. Da? De exemplu, când spune aici că așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, da? Unii interpreți vin și spun, vezi frate, sunt unii care vor, sunt unii care aleargă, sunt unii care îl caută pe Dumnezeu, da? Dar textul nu spune asta. Textul doar spune că nu depinde de alergare și de voință, da? Nu spune că există unii care au voința, care au alergare adevărată, care au o căutare sinceră. Trebuie să mergem în alte părți a Scripturii, chiar în Roman, de exemplu, unde ni se arată că nici măcar unul nu-l caută pe Dumnezeu. Unde ni se arată că oamenii nu aleargă la Dumnezeu și de Dumnezeu. Da? Atunci când interpretăm Scriptura prin presupozițiile noastre, facem textul să spună ceea ce nu spune. Pavel doar spune, rezultatul nu este determinat de factori umani. Da? El nu spune că există unii care chiar aleargă, există unii care chiar caută, deși există mulți care pretind că aleargă, care pretind că caută, dar știm foarte bine că nu este o alergare adevărată, o căutare prin credință. Ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins, ca să mai arat în tine puterea mea și pentru că numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întribuințare de cinste și un alt vas pentru o întribuințare de ocară? Din nou, principiul de interpretare, dacă tot parcurgem un pasaj dificil. Faptul că Pavel se folosește, da, de acest exemplu unde spune sunt vase care slujesc la slujiri de ocară și sunt vase care slujesc la slujiri de cinste. De exemplu, dintr-o bucată de lut, olarul ar putea face un coș de gunoi în care să pună gunoiul sau olarul ar putea face un vas în care să pună
sarmalele, da? Un vas mai de cinste decât vasul în care să pun sarmalele într-o casă de român greu de conceput. Este la alegerea olarului. De ce ne dă Pavel acest exemplu? Pavel ne dă acest exemplu ca să exemplifice faptul că olarul are latitudinea să facă din lut ceea ce vrea el. Mulți exegeți vin și spun, vedeți, Roman 9 nu este despre mântuire, este despre slujire. Pentru că vasele care slujesc unele pentru ocară, unele pentru cinste, ne indică acest lucru. Nu e adevărat. De ce? Pentru că tot pasajul din Romani 6, din Romani 1, dar din Romani 6, 7, 8, 9, are ca și temă problema păcatului, problema mântuirii, da? Romani 8, de exemplu, este clar despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Ce face Pavel aici? Pavel se folosește diverse exemple și zice, ca să înțelegi mai plastic, este cum olarul are drept asupra lutului său să facă vase pentru un scop sau pentru alt scop, tot așa este și când e vorba despre mântuirea sau despre soarta omului. De asemenea, când se folosește despre, în exemplu cu Esau și Iacov, se folosește de acești doi ca și o tipologie să ne arate felul în care Dumnezeu lucrează și are dreptul să lucreze în viața fiecărui om. Nu trebuie să forțăm textul. Nu trebuie ca să tragem de el ca să iasă ceea ce nouă ne convine. Da? Trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Până la urmă, cele mai multe sisteme teologice ajung în eroare pentru că încearcă să rezolve anumite lucruri care Biblia nu încearcă să le rezolve. Pavel nu încearcă să rezolve această taină. Da? Pavel pur și simplu spune așa stau lucrurile. Dumnezeu este olarul, tu ești lutul, El face cu tine ceea ce vrea, punct. Poți să accepți sau poți să nu accepți. Apropo, acceptarea sau neacceptarea, până la urmă, sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Da? Și Pavel o lasă aici. El nici nu mai simte nevoia ca să justifice. El pur și simplu dă aceste exemple ca să exemplifice principiul acesta al unui Dumnezeu creator cu drepturi depline asupra creaturii lui. Nu este olarul stăpân, pe lutul lui, din aceeași frămitură de lut să facă un vas pentru o întrebuițare de cinste și un alt vas pentru o întrebuițare de ocară. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pierire, pentru pierzare. Și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei. Deci el face acest argument că există această segregare, această separare între poporul lui Dumnezeu și fii ai mâniei, da? Neamurile, lumea. Și ne dă exemplele acestea prin care ne arată că lumea este separată, este triată în aceste două categorii. Și în cele din urmă vine și trage linia și spune că poporul lui Dumnezeu este alcătuit prin decizia lui Dumnezeu. El hotărăște, Ciprian, tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Cristi, tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Mihai, tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Indiferent de etnia ta, indiferent de naționalitatea ta, indiferent de religia în care ai crescut, ci pentru că Dumnezeu așa a hotărât ca să rămână în picioare planul lui Dumnezeu. El își alcătuiește în mod suveran un popor din toate neamurile, din toate limbile. Astfel el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Când înțelegi această dinamică a alegerii lui Dumnezeu, te duci cu gândul, de exemplu, la realitatea că în aceste două judecăți, între Edom și Israel, există o complexitate, o dinamică care poți să treci cu vederea. V-ați gândit vreodată că între cei din Edom, care sunt judecați ca și națiune, spre pierzarea națiunii din partea lui Dumnezeu, există oameni care făceau parte din Israelul adevărat? Există oameni în Edom de care Dumnezeu spre care Dumnezeu s-a îndurat prin judecata Edomului ca să ducă la mântuirea, lor. Dar la fel cum, de exemplu, am văzut cu Rut că Dumnezeu se folosește de judecata
Israelului și a familiei lui Elimelec să se îndure de Rut, o moabită, care de altfel era departe de poporul lui Dumnezeu, să o aducă în poporul lui Dumnezeu și să folosească de ea pentru planul său de mântuire. Dinamica suveranității lui Dumnezeu este mult mai complexă decât ne putem noi imagina. Și atunci când Dumnezeu lucrează pe scena istoriei, El lucrează la un număr infinit de nivele și de complexitate. Și noi nici măcar nu putem ca să percepem 1%. Dacă putem înțelege 2 sau 3 aspecte din ceea ce face Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne explică, adevăratul Israel nu vine doar de la iudei, ci Dumnezeu își culege de-a lungul istoriei, conform planului său veșnic, acest popor care alcătuiește adevăratul popor al lui Dumnezeu. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice Osia, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, striga cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Și cum zisese Isaia mai dinainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblă după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință, pe când Israel care umblă după lege, care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta? Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în El, adică în Domnul Iisus Hristos, nu va fi dat de rușine. 2 popoare, copiii ai mâniei și copiii ai lui Dumnezeu. 2 judecăți, judecata temporală, judecata mântuitoare, judecata restaurativă, prin care Dumnezeu prelucrează pe poporul său, prin care Dumnezeu folosește suferințele și circumstanțele acestei planete și acestei istorie să cheme pe poporul său. Cum a chemat-o pe Rut din Moab, Dumnezeu s-a folosit și de această judecată și cum Dumnezeu s-a folosit de toate evenimentele din viața ta, lucrând toate lucrurile spre binele tău suprem și anume spre mântuirea ta și spre părtășia ta cu Dumnezeu dacă faci parte din poporul Lui. Sau o judecată totală, destructivă și eternă. Întrebarea este unde te regăsești, din care popor faci parte. Faci parte din poporul lui Dumnezeu sau faci parte din lume, dintre neamuri? Și Biblia ne spune că există un singur lucru, și Apostolul Pavel ne-a arătat lucrul acesta în detaliu, care îți dă un indiciu, care îți confirmă din care popor faci parte. Dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu sau dacă nu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Nu poți ști după etnia ta, nimeni nu se naște copil al lui Dumnezeu. Și odată cu căderea lui Adam în păcat, omenirea a devenit despărțită de Dumnezeu. Și a pierdut dreptul de a-L chema pe Dumnezeu Tată. Și Dumnezeu nu mai are nicio responsabilitate față de noi. În acel moment, noi am devenit vrășmașa lui Dumnezeu. Există această argumentare care de altfel este falsă. Pe cum eu care îmi iubesc copiii mei, chiar dacă sunt răi, Dumnezeu să nu facă același lucru față de copiii Lui? El ne-a creat. Dar noi nu suntem copiii Lui. Noi suntem copii ai mâniei, stăpâniți de cel rău, sub autoritatea și controlul Lui, vrășmașii, dușmanii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este în felul acesta Tatăl nostru. El este Creatorul nostru, El este Judecătorul nostru. Mulțumesc! Nimeni nu se naște copil al lui Dumnezeu.
Trebuie ca să fii născut din nou. Trebuie ca să fii adoptat în familia lui Dumnezeu ca să devii copil al lui Dumnezeu. Dovada nu este religia ta. Nimeni nu este, nu face parte din poporul lui Dumnezeu pentru că are o anumită religie, da? În România ne place să ne spunem că noi suntem un neam creștin. Toți românii se nasc creștini. Biblia spune că nici etnia noastră și nici religia noastră, fie ea ortodoxie, fie ea catolicism, fie ea baptism, nu ne garantează că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Nu este nici măcar strădania noastră, efortul nostru. Oricât de mult am încercat, nu putem ca să merităm favoarea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi este în egală măsură și victimă și agresor. Toată suferința, toată nedreptatea care o experimentăm aici și care o vom experimenta pentru veșnicie, dacă nu suntem răscumpărați de Domnul nostru Iisus Hristos, este justificată și este meritată. Pentru că așa cum noi suferim, noi cauzăm pe alții să sufere. Așa cum noi suntem nedreptățiți, noi suntem nedrepți față de alții. Și tot ceea ce primim este ceea ce suntem și ceea ce ne dorim. Iadul, până la urmă, nu este decât împlinirea dorințelor omului necredincios. Omul necredincios spune, nu-L vreau pe Dumnezeu. Nu vreau să stau în prezența Sa, nu vreau să-L cunosc, nu vreau să-L văd. Și până la urmă Dumnezeu îi dă tot ceea ce vrea. Tot ceea ce este El. Ceea ce este omul căzut. Și anume este un urător de Dumnezeu. Unul care este vrășmaș al lui Dumnezeu. Noi, în starea noastră naturală, suntem în egală măsură, dacă vrem să vorbim așa, victimă și agresor. Noi suntem nedreptățiți, într-un fel, față de la semenii noștri. Dumnezeu nu ne poate nedreptăți. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Da? Cred că mai zis, dacă fratele Cristi îmi dă mie un pumn, mă cobor de la amvon și îmi dă un pumn, zic fratele Cristi că el știe da pumn, da? Fratele Cristi m-a nedreptățit. Deși poate el ar zice că e justificat, că l-am enervat mult în ultimii 2 ani, da? Și eu aș avea dreptate. Fratele Cristi a fost nedrept față de mine. Omenește vorbind, eu n-am meritat pumnul ăla, da? Și el va suferi consecințe pentru asta. Legale și așa mai departe. Dar eu nu pot să zic față de Dumnezeu că Dumnezeu m-a nedreptățit pentru că am luat pumnul ăla. De ce? Pentru că pumnul ăla e egal cu zero în comparație cu ceea ce meritam. Da? Înțelegeți? Deci, într-un fel, suntem victime. Dar suntem victime a realității că trăim împreună cu alți oameni care sunt la fel de vinovați ca și noi. Și atunci când vinovăția lor, când păcatul lor se manifestă, suferim consecințele. La fel cum ei suferă consecințele când păcatul nostru se manifestă. Și singura scăpare de la această stare este ca Dumnezeu să intervină. Și să ne scoată din acea stare. Strădania noastră nu ne poate rezolva problema, pentru că chiar dacă am fi perfecți de astăzi până murim, aceasta nu șterge consecințele tot ceea ce am făcut până astăzi. Un om care comite o crimă, împușcă pe un om nevinovat, degeaba vine în fața judecătorului și spune acum, ascultă, de astăzi am să fiu un cetățean perfect. De ce nu lasă judecătorul liber? Pentru că el trebuie să plătească consecințele la ceea ce a făcut deja. Și consecința crimei este ca să fie pus în pușcărie pentru toată viața lui sau să fie omorât. Chiar dacă el în pușcărie va fi un prizonier model. Da? Va ajuta pe toată lumea. Nici nu contează. Plata păcatului este moartea. Odată ce păcatul este săvârșit, ești dator să plătești acea plată. Nici nu mai contează dacă de astăzi ai fi capabil să fii desăvârșit. Strădania noastră, munca noastră, alergarea noastră nu poate rezolva problema noastră și nu ne poate garanta că vom face parte din poporul lui Dumnezeu. Singurul indiciu, singura garanție este credința. Ce este credința? Credința este convingerea neclintită că viitorul tău, mântuirea ta, veșnicia ta nu ține de performanțele tale. Nu ține de meritul tău.
Nu ține de nația ta, nu ține de etnia ta, nu ține de religia ta, nu ține de faptele tale bune, ci ține exclusiv de Dumnezeu care s-a îndurat de tine și te-a smuls din această lume decăzută și te-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este această credință care dovedește dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu sau dacă faci parte din lume. Este această credință care îți spune ție și spune celor din jurul tău dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau dacă ești un copil al mâniei. Dacă faci parte din Edom sau dacă faci parte din Israel. Dacă ești împreună cu Esau sau dacă ești împreună cu Iacov. Dacă ești un copil al mâniei sau dacă ești un copil al făgăduinței. Provocarea este din care faci parte. Și răspunsul ți-l poți da analizând în cine te încrezi. Și care este credința ta. Te încrezi în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru plata păcatelor tale, pentru a fi reprezentantul tău și a sta înaintea lui Dumnezeu pentru tine, pentru a merge înaintea lui Dumnezeu și a fi justificat prin neprihănirea Lui și prin viața Lui perfectă? Sau te încrezi în altceva? Orice altceva. Dacă astăzi nu te încrezi exclusiv în Domnul nostru Iisus Hristos și în iertarea care vine prin jertfa Sa, și dacă astăzi viața ta nu este cuprinsă de această credință adevărată, nu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu rămâne asupra ta. Iar dacă astăzi, prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvântul care a fost sădit în inima ta, crezi exclusiv în mila și bunătatea lui Dumnezeu și în jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a săvârșit pentru toți cei ce se încred în El, astăzi ai fost strămutat din împărăția Edomului în adevăratul Israel. Din copiii mâniei într-un fiu al lui Dumnezeu. Din cei care sunt judecați spre pierzare în cei care sunt judecați și încercați spre mântuire. Dorința mea pentru fiecare dintre voi este să vă cunoașteți într-adevăr copiii al lui Dumnezeu și parte din poporul Său ales. Amin.